Cum vă numiți, cu ce problemă vă adresați? Bună ziua, mă numesc Lichici Radu, iarăși am rugat să interveniți de a mediatiza problema prin calvarul care trece familia mea. Merge vorba de malpraxis. În 2014, luna 4, data 15, s-a născut copilul Clichici Maria Radu, în maternitatea orașului Aloveni, la care a suferit o hipoxie intrauterină, a suferit o traumă, fapt demonstrat prin raportul de expertiză medico-legal, ulterior pornit o cauză penală de procuratura raionului Aloveni, la care copilul s-a născut pe data de 15, pe data de 16.04.2015, am fost transferați în centrul mamei și copilului, în secția de reanimare, unde s-au făcut un șir de investigări, la care medicii mi-au comunicat că posibil copilul a fost traumat la naștere. Ulterior am fost transferați în secția neurologie patologie nou născut, șeful secției, domnul Bezadje, care s-au făcut iarăși un șir de investigații, ulterior comunicând că nu ne poate ajuta cu nimic, Moldova nu dispune de aparataj, nu dispune de specialiști, ne-a sugerat să plecăm pește hotarele țării, că acolo mult mai profesional specialiști și respectiv aparataj. Mergem pește hotarele țării, am găsit o clinică în Federația Rusă, în orașul Moscova, la care ne-am deplasat în clinica în cauză, s-au făcut iarăși un șir de investigații, la care, cu părere de bine, s-a stabilit și un tratament, s-a stabilit și diagnoza copilului, la care, după tratamentul stabilit de specialiștii epileptologi din Federația Rusă, starea copilului a început să amelioreze. Copilul a început să nu aibă convulsii, nu manifesta convulsii, dormea, nu... Practic, în 50% am scăpat de chinurile care le avem din start, practic, după externarea de la domnul Bezadje. Țin să menționez faptul că asta nu e tot, cu părere de rău, suntem foarte tare dezamăgiți în medicină din teritoriul Republicii Moldova, anume de Centrul Mamei și Copilului, medicii din Centrul Mamei și Copilului. Revenind din teritoriul Federației Rusă, am depus o cerere la Ministerul Sănătății, la care am solicitat intervenția Ministerului Sănătății de a clarifica situația și, în fine, să vedem din ce cauze copilul nostru a ajuns în starea care este el. La care am fost internați iarăși în secția de neurologie, la șeful secției, domnul Raileanu, la care s-au făcut un șir de investigații, Și, cu păreri de bine, medicii neurologi din Moldova au confirmat faptul că noi tratăm copilul după norme europene, la care automat s-au dat întrebare. Oameni buni, dar cum noi am stabilit tratamentul în cauză? A fost, practic, niciun răspuns n-au obținut, dar nu-i pe asta, mergem mai departe. Deci, din cauza că ați fost pe psihotare, au refuzat deja să vă ajute? Nu, ei au intervenit cu confirmarea că noi tratăm copilul după norme europene. Adică ei au confirmat că tratamentul este foarte corect, părinții sunt foarte bravo, așa tratați mai departe. La care la mine a apărut din start o întrebare, deoarece noi când am fost internați în Centrul Mamei și Copilului la domnul Raileanu, șef secției neurologie, noi am trecut toate cele aparataje care le-am trecut în teritoriul Federației Rusie, la care din start domnul Bezadje mi-a comunicat că ele nu sunt teritoriul Moldovei. Adică ne-a dus în eroare. În mod abuziv a fost dus în eroare, nedorind să aplice toate procedurile de rigoare, la care la data de 3.02.2017 m-am adresat la președintele Republicii Moldova, inclusiv și la medicul șef IMSP, domnul Sergiu Gladun, cu o cerere ca să-mi fie explicat de ce domnul Vyacheslav Bezadje, prezentându-se Buboc atunci el se prezenta că el este doctor, șeful secției Buboc, m-am adresat cu o cerere prin care am solicitat explicații de ce cauză domnii în cauză, șeful secției în cauză, nu a aplicat toate procedurile de rigoare, dar am fost nevoiți să plecăm în Federația Rusă și doar la întoarcerea din Federația Rusă, când am solicitat intervenția Ministerului Sănătății, s-au aplicat toate procedurile. La care am primit o notă informativă, să-și menționeze mult expres, nota informativă este cu date, caracter personal, este o notă informativă
eronate, vadit eronate, la care în nota informativă sunt elemente de sunt elemente cu date, caracter personal, învinuiri, merge vorba de calomnie. Adică ministerul centrul mamei și copilului nejustificat, neargumentat, mă învinuiește că la prima căsătorie a decedat copilul în vârstă de 5 ani cu o patologie neurologică necunoscută din cauza tatălui. Ei explică că, cu excepția copilului, este agravat din partea tatălui prezenta unui copil cu patologie neurologică necunoscută din altă căsătorie, care a decedat în vârstă la 5 ani. Eu consider că este o calomnie, este o învinuire nejustificată și solicit Procuratura Generală să intervină în mod operativ de a stabili toate circumstanțele, de unde domnii în cauza au luat așa informații și cum ar trebui ei să folosească informația dacă a pervenit la ei. În și circumstanță. Bun, dar până mâine v-ați adresat la cineva cu problema asta că... Dacă sincer, numai nu știu unde nu ne-am adresat, merge vorba de Procuratura Generală, de Procuratura Oficiu Botanică, la care țin să menționez că Procuratura Sectorul Botanică au recționat și referitor la cererea care am depus în 03-02-2017 cu răspuns eronat, domnul Sergiu Gladun, șef al Centrului Mamei și Copilului, a fost sancționat ulterior de poliție cu iarăși confirmarea procuraturii, a fost sancționat pe articolul 71 alineatul 2, cod contravențional. Foarte bine. Iarăși mă întorc la nota informativă care am primit-o. Dar cât l-a sancționat? Pare-mi sunt 900 de lei. 900 de lei pentru un caz de malpraxis, asta de amănui justiție. Da, nu justiție, merge vorba de un răspuns eronat vadit. Merge vorba de un răspuns eronat. Dar uitați-vă care e situația. În nota informativă care am primit-o la răspunsul cererii mele, este așa o informație care se menționează că a fost colectat senzorul fiziologic pentru aprecierea cariotipului, rezultat cărora ar putea confirma ori infirma suspecția unei maladii genetice la general, la care a fost selectată analiza în cauză. Avem rezultatul analizei la care spune că cariotipul feminin este normal. Adică merge vorba de analiza este normală. Nu merge vorba de genetică, dar cu părere de rău, specialiștii din genetică, ei sunt, nu știu, din auzite tratează pacienții. Adică când am solicitat audiență la domnul Sergiu Gladun pe data de 9 martie 2016, am avut un consiliu, o ședință, dintre care în ședința în cauză au fost mai mulți specialiști la care s-au expus la problema noastră. Vreau să comunic la întrebarea mea, când am întrebat specialiștii în cauză de unde ei dispun de informații referitor la prima mea căsătorie, că copilul decedat în vârstă de 5 ani, că copilul decedat din cauza mea, copilul decedat dintr-o patologie neurologică necunoscută. Ei mi-au comunicat că au auzit. De la cine? Au auzit. Și nu tot să spun de la cine. Absolut, au auzit. Păi vreau să, iarăși, mă expun în mod expres că oameni buni cu așa specialiști, în cadrul Centrul Mamei și Copilului, sunt foarte dubioși. E foarte strașnic să-ți închipui câte familii au fost duse în eroare, câți pacienți au fost tratați incorrect și duși în eroare cu așa specialiști de genul în cauză, care suntem duși în eroare prin diferite metode, specialiștii se străduie să scoată toată situația asta la zero, să iasă băsma curată. Toată informația care ei o solicită de la noi ca să le oferim lui toate investigațiile, ei le folosesc împotriva noastră, cu păreri de rău. Am fost nevoiți, deoarece am primit un răspuns eronat, la data de
27.03.2017 să mă adresez cu o cerere repetată, iarăși pe numele domnului Sergiu Gladun, ca să-mi dea explicații și să primesc un răspuns corect. Ce s-a întâmplat cu copilul meu? Din ce cauză nu s-a tratat? Din ce cauză nu s-au aplicat toate procedurile de rigoare? La care, iarăși... Și vă dați vreun răspuns? Da, păreri de rău. La data de 20... La data de 3... Tac, răspuns public Centrul Mamei și Copilului. La data 27 luna 3 am primit un răspuns, la data 27 luna 4 am primit un răspuns, la care, în răspunsul în cauză, iarăși, sunt semne de date cu caracter personal. Am o senzație că domnii în cauză doar au copiat dintr-un răspuns, dintr-o notă informativă și au pus-o în altă notă informativă, aceleași elemente cu date, cu acele semne cu date de caracter personal, unde iar sunt nenumărate ori învinuit că copilul este agravat din partea tatălui, iar știu să menționez că nu este nici o probă, nu este nici o decizie de judecată, nu este absolut un nimic oficial că copilul a fost și este agravat din partea tatălui. Primul an după nașterea copilului, copilul are 2 ani, primul an a fost învinuită mama, a doilea an sunt învinuit eu, și spune întrebare, ce medicină și cine pe noi ne tratează? Cu așa comportament, cu așa comportament arogant, neprofesional și incompetent. Solicit respectuos intervenția toate organelor competente, responsabile, să intervină de a trage la răspundere conform legislației toate persoanele, indiferent de statut, cumătre, rude, și în ce domeniu activează, care au avut agență la falsificarea toate actelor oficiale eliberate din instituțiile medicale de Republica Moldova. Vreți să continuați ceva să povestiți? Da, ceva foarte important, extrem de important, deoarece am primit o, iarăși, o notă informativă din, la Ministerul Sănătății pe data de 15.03.2017, la care nota informativă este menționat că copilul născutul are o infecție bacteriană a nou născutului cu meningită purulentă secundară. Iarăși dă dovadă de neprofesionalismul specialiștilor. Copilul, practic din start, a fost tratat incorrect. A fost tratat de o maladie care el nu avea. Medicii, domnul Bizagi, șeful secției, nu a dorit să aplice toate procedurile de rigoare, nu cunosc din ce cauză, dar a tratat copilul standard, nu știu după care protocoale, după cum mă convinc că a tratat copilul după careva protocoale, dar revenind din Federația Rusă, unde s-a stabilit un tratament corect, starea copilului a început să amelioreze, specialiștii noștri au avut cu totul altă reacție, adică am fost în altă secție internați, unde într-adevăr s-au făcut toate procedurile de rigoare, adică tot ce am trecut pe teritoriul Federației Rusiei s-au repetat în Moldova, ulterior confirmat că copilul este tratat după norme europene. Atât.